Pe parcursul întregii zile de ieri, pe diferite artere ale județului Gorj au putut fi observate echipaje de poliție ale serviciului rutier. Oamenii legii au organizat o amplă acțiune cu privire la verificarea conducătorilor auto, dar și a pasagerilor cu privire la portul centurii de siguranță. Pe de altă parte, polițiștii au mai vizat și existența după caza scaunelor pentru copii, dar și pe șoferii care vorbesc la telefon în timp ce conduc. Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Serviciul Rutier, au desfășurat o acțiune pe linia impunerii portului centurii de siguranță și folosirii dispozitivelor de retenție omologate și de tip hands-free de către conducătorii auto. Cu această ocazie, polițiștii au aplicat 97 de sancțiuni contravenționale, din care 91 pentru nepurtarea centurii de siguranță, iar 6 au fost aplicate pentru folosirea telefonului mobil în timpul deplasării. Vorbitul la telefon, neportul centurii atrage amenzi usturătoare. Potrivit noului cod rutier, nerespectarea regulilor referitoare la folosirea sistemelor de siguranță de către minori este sancționată cu 3 puncte de penalizare și 4-5 puncte amendă. Vorbitul la telefon în timpul condusului unui autovehicul sau nepurtarea centurii de siguranță atrage o amendă de 1600 de lei, de 10 ori mai mult ca amenzile de până acum. Șoferii care nu-și plătesc amenzile de circulație rămân fără permisul de conducere.